Domnul premier Cîțu, și de aceste facturi ați văzut că se vorbește că se vor mări facturile la gaze, la electricitate? Nu știu nimic, că eu sunt de aici. Nu. Domnul Cîțu spune că nu știe de ce se măresc facturile astea, că el a luat măsuri bune. Cum vedeți lucrul ăsta? Dar nu știu, nici nu sunt curios. Pe bune. Crezi facturile nu vă interesează? Nu, deloc nu. De ce? Pe mine femeile mă interesează, restul nimic. Pe bune, scuzați-mă. Sunt mai importante femeile ca facturile? Da, facturile să plătești ăștia, bogați ăștia. Și cu femeile cum stați? Haideți să vă întreb. Belea stau cu femeile. Că nu știe de ce au crescut. Nu știe nici ce cu el. Ori se droghează, ori se... Așa pare la... Dar acum un om mă minte în față. Era un om sănătos. A luat măsuri bune, economice, că... Nu le-a luat, dar poate pentru buzunarul lui. Corect, nu? Da. Ce mesaj aveți pentru el? Sau nu știu, ce facem cu facturile astea? Ce să facem cu ele? Le trimitem acolo la guvern. Poate le plătește de. Cu miniștri, cu toți miniștri. Doamna Turcan și de... Doamna Turcan cel puțin nu știe cum o cheamă, ce să mai zic. Să întrebăm de facturi de preț. Dânsa muncește pe satelit. De ce au crescut până la urmă? Sau ce mesaj aveți pentru domnul Cîțu? Un mesaj de nimic ca toată. Deci, n-am cuvinte de bune despre el. El spune că nu știe, nu înțelege de ce au crescut prețurile. El știe de ce. Oamenii, eu cred că au tot cuvântul de a spune câte o părere despre el, așa că... Cum să vede măsurile, drept să vă spun. Astea nu sunt măsuri, astea sunt hoții pe față. Mă scuzați, dar cam asta e. Hoții pe față. Domnul Cîțu spune că el și-a făcut treaba. Că... Și-a făcut treaba, dar unii treaba că la noi cresc facturile. Gazul să scumpești, electricitatea să scumpești, toate să scumpesc. Ce i-ați transmite? Nu știu, ce mesaj aveți pentru domnul Cîțu? Să-ți pună mâna să facă ceva. Nu să facă... Să trăiască cu banii care îi luăm noi. Da, uite, o pensie de câteva milioane care plătești 3/4 din ea. Da. Și plătești 1/4 din ea... Pastilele. Cu ce mai mănâncă? Câți bătrâni amândoi. De ce credeți că spune domnul Cîțu că el și-a făcut treaba, că el nu știe? Că... Păi nu știe, că probabil banii se bagă în buzunar la el, la ei acolo, așa, că ce să spui altceva? Mulțumim mult, să rămână. Nu știu, trăiesc din 8 milioane, dânsul îi dau și eu. Să vedem 8 milioane trăiești o lună de zile, că el nu știe nici prețul la pâine, nu știe prețul la nimic. Nu înțelege de ce o să crească prețul la energie, la... Nu, la el nu știe nimic, nu știe numai să scumpească atât. El și cu ăsta lantul, cu barman, cum îl cheamă, barman sau... Orban. Orban ăsta, da, da, cu ăștia. Caută numai să ne omoare. La ce nu ne-a zăpăcit? La ce ne-a prostit, ne-a omorât cu toți. Ei vrea să ne bagă. În 20 de ani să ne termine pe toată populația bătrână. Vor crește facturile la gaze, la... Îi poate nebun la cap. Doamnă, că tot acum îl cheamă, că și eu mi-am venit factura din lumină 1.600.000. Atât de mult? 1.600.000 prima lună și după ce a venit a doua lună 2.400.000. Ne-au omorât cu lumina. Nu înțelege de ce au crescut. Păi cum nu înțelege, dacă el a făcut treaba asta? Păi numai guvernul, ei sunt mână în mână cu toți mafioții. De la electrică și la hidroelectrică. Fac pe că nu știu, că nu înțeleg, dar de fapt ei sunt. Păi nu, că ei sunt capul răutăților. Deci de la guvern a plecat totul. Dar măsurile, de ce cresc prețurile? Eu acum am domn primar să-l f*** domn primar, Nicolaș. De ce? Ce? M-am dat afară. De unde v-a dat afară? Din blocul NATO, deci. Da, v-a dat afară. Da. Ce facturile NATO, așa de mult? Nu devine nimic, ce se întâmplă? Toți măresc prețurile la toate. Și ăia au angajat, trebuie să le dea și lor ceva. Și de unde să le dea? Adică, trebuie să mărească ca să le... N-are de unde să le dea din altă parte. Adică fiecare de unde produce trebuie să... E normal să... Nu vă deranjează că cresc facturile astea sau e normal să crească facturile? Ce se întâmplă? E groaznic că... Adică unii o duc bine tare, alții... Pentru aia care o duc bine, au salarii mari, pensii mari, o duc bine, dar îi lanții... Nu știu ce se întâmplă până la urmă, că... Cum se vor descurca cei care nu-și vor permite? Ce se întâmplă? Cam 80% mor din ei. Uite ce pensie am eu. Deci eu sunt pensionar. Deci au avut un respect, am ieșit în 2014, am 4.000 și pensie. Așa. E,
am avut grupa întâi și grupa specială cu 2 ani la 1 an. La 2 ani pușești la pensie, eu le-am luat grupa aia specială. Adică ce se întâmplă? Spune așa, că deci îți oprezi banii aia cotizație în continuu pentru pensie. Și dacă duce vârsta încolo mereu, rămâne bani la ei. Și el pune jumătate moare. Mai buni decât trebuia să le facă el, nu cred că e suficient. Ce măsuri, ce mesaj aveți pentru domnul Cățu? Ce ați transmite în legătură cu facturile astea, cu prețurile? Facturile să... Eu sper să fie... Să dea cum au fost o dată înainte. Nu să le mărească, să le... Tot... Le fuțe de colo-colo. Mulțumim mult de tot. Părerile mele. Acum fiecare are părerea lor. Ce mesaj aveți pentru domnul Cățu? Ce i-ați transmis? Aș să-i spun să-și dea drumul, să dea demisia. Ca să nu iese lumea mai rău în stradă. Că acum să vedem, după congresul ăsta, cred că nu mai putem rezista. Nu mai... Facturile astea vor veni facturi mari. Vine facturi mai mari, vine facturi mult mai mari. De ne omoară, ne omoară. Pe cuvânt vă spun, ne omoară, facturile este care ne omoară. Cine-i de vină? El a luat măsuri bune, că nu înțelege cum au crescut prețul. Nu știi despre ce e vorba, dar o face că nu știi. Oamenii sunt amărâți, n-au cu ce să plătească, lumina asta, gazele. Au crescut foarte mult. Ce mesaj aveți? Nu știu, ce i-ați transmite domnul? Să-i ieftinească, să poată să trăiască toată lumea. Că dacă el scumpește și după aia n-are omul cu ce să plătească, îi taie gazele, îi taie tot lumina și stă fără curent, fără energie. Și când vine la să votează, votați un primar, un PSD, un PNL, că iese treaba faină, dar nu e nimic. Ce putem să facem sau ce puteți să faceți? Să renunțați la lumină, nu se poate. Dar n-am cum să, doamne, vedeți, că am copil mic, trebuie să fac mâncare, trebuie să un lumină, un televizor, un frigider. Ce să ai acolo în casă, nu? Și atunci care ar fi soluția? Ce? Păi a mea ar fi să, dacă oamenii sunt unești, să vii și ții de jos pe toți nevociți ăștia, care fug la oameni. El cu măsa și cu asta și că m-am uitat aseară pe un canal de televiziune, nu spun canalul, dar a fost pericol. Deci, dacă mergem cu ei înainte, ne ducem de tot. Ce mesaj aveți pentru domnul Cățu? Problema asta a facturilor, a... Să-și dea demisia, domnule. Cea mai bună, cel mai bun, să-și dea demisia. Foarte bine. Și de acolo să vedem noi. Să facă legea 18, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Păi, tăticule, ia să poate de unde ai făcut tu atâta avere. De unde ai făcut-o? Era bun pe Ceaușescu, ilicit. Legea 18, care era înainte, legea 18. Ia să văd eu, te scărmana imediat Ceaușescu. De ce ai făcut? Cum faci tu averea asta? Și din aia care și pe timpul lui Neanicu, deci ăia, el a fost vestit ordinar cu 4 clase, era un respect pentru amărât. Deci îți putea 60. Erau oameni care au avut și 20 de interprime pe carte de muncă. Adică de așa, ordinari. Da. De aici sub și dincolo. N-ai mult să duci. Deci ai la patru, ne-am mâncat pe timpuri. De la provizoriu, cu la provizoriu, în acte nu e nicăieri. Sau o altă chestie. Deci îi spune așa, patronul, că e boier ca pe timpuri. Îți dau în acte sau rămini, ca să putem să iei taxe, impozite mici. Chiar dacă te atinge pe tine, îți dă mai mult. Deci acolo apare puțin. Dacă scotizează 2 lei, 2 lei se face pensie la vârsta aia. Adică nu mai mănânci nimic. Încălziți. Eu că de-asta nu știu. Eu aștept să mor. Am 77 de ani. Ce rozmare să mai frământ eu cu politica și cu toate. Nu vă mai interesează nimic acum? Nu m-a interesat niciodată, nu mai acum. De ce nu v-a interesat niciodată? Păi pentru că am trecut pentru atâția președinți, dictatori, de la Gheorghe Iudeș, nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu el, a fost omorât de rus. Nu prea v-a interesat politica niciodată? Nu, absolut.